Așa arată sarmaua covrig. Ușor de făcut, simplu, încercați și voi. Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi vreau să fac sărmăluțe melcișor călugărești. O rețetă foarte simplă, ușor de făcut și foarte, foarte gustoasă și atractivă la vedere. Pentru rețetă avem nevoie de 50 de grame orez fiert, 2 cepe, 1 kg de carne mixată, vită cu porc, după cum vedeți nu este foarte grasă, piper alb, un vârf, nu foarte mult pentru că este foarte iute. O lingură de boia, cimbru, o lingură de bulion, varză murată și aici am untură de pasăre, mai exact de rață. Întâi voi unge tava, le voi face la cuptor și de ce ung tava? Pentru că nu voi pune pat de desubt, doar sărmăluțele. Nu pun varză de desubt, nu pun absolut nimic. Ung tava foarte bine. Dacă nu aveți untură de pasăre, puteți folosi ulei sau unt. Așadar, după ce ung tava, voi face compoziția. O compoziție foarte simplă, fără prăjeală, fără prea multe ingrediente. Adaug o lingură de untură pentru ca să fragezească carnea. Vin cu ceapa. Voi adăuga boiaua. De ce pun boia dulce? Pentru că am varza acră și nu vreau să pun foarte multă pastă de tomată, că atunci va deveni mai acru. Am adăugat și piperul. Am fiert circa 60% orezul, nu este foarte fiert. Voi adăuga și o lingură de bulion. Și le voi amesteca foarte bine. Eu nu voi pune sare multă, pentru că varza este puțin sărată și atunci nu vreau să fie prea sărată. Am amestecat foarte bine ingredientele la fundul tavei, adaug cimbru, nu voi pune și foi de dafin pentru că îi dă o tentă amară. Acum le voi înveli. Vă voi arăta cum le învelesc. Aceste sărmăluțe colăcei se fac în mănăstiri. Punem foarte puțin, nu trebuie să fie pus mult într-un loc, în schimb trebuie să fie cât de lung.
Și le învelim. Foarte simplu. După care le facem colăcel sau melcișor, cum vreți să-i spuneți. Și le așezăm în tavă. Voi continua până când termin. Așadar, rotim, rulăm, cum vreți să-i spuneți, după care o strângem. Veți vedea cât de bine arată după ce le scot de la cuptor. Însă trebuie să știți că orezul trebuie să fie fiert. Deci nu trebuie să fie mult la un loc. De simplu și gustos. Uitați cât de bine arată. Acum voi acoperi cu frunză de varză. Adaug apă. Și le voi băga la cuptor pentru circa 40 de minute la 180. Dragii mei, după circa 40 de minute la 180 la cuptor, așa arată sarma au covrig, o rețetă foarte ușor de făcut și cu foarte puține ingrediente, un deliciu. Uitați cât de bine arată. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat la canalul meu. Iar cei care n-ați făcut-o, vă rog să o faceți, nu vă costă absolut nimic. Acestea fiind spuse, vă doresc o seară binecuvântată.